Un polițist din Bistriț a refuzat 1000 de euro mită de la un șofer prins băut la volan. Întâmplarea s-a petrecut recent când agentul șef adjunct Marius Onișor Ciuta s-a prezentat de urgență la un accident rutier. Acesta a descoperit că un șofer de 22 de ani s-a urcat în stare de ebrietate la volan și a lovit un autoturism parcat regulamentar. Polițistul a cerut testarea cu etilotestul, iar pentru că tânărul avea o alcoolemie de 0,68 mg litri alcool pur în aerul expirat, a fost necesară transportarea acestuia la spital pentru prelevarea probelor de sânge. Doar că tânărul, ca să scape de dosar penal, a în mai multe rânduri să-i ofere polițistului o atenție. Reacția agentului de circulație a fost însă fermă. A refuzat mita și a anunțat Direcția Generală Anticorupție. În intervalul de timp cuprins între momentul constatării evenimentului rutier și până după prelevarea ultimei mostre de sânge, autorul fapte a promis în mod repetat agentului de poliție suma de 1000 de euro pentru că acesta să nu întocmească dosar penal pentru comiterea infracțiunii de conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. Se arată într-un comunicat emis de Direcția Generală Anticorupție. În final, șoferul îndrăzneț s-a ales cu două dosare penale. Omulege a fost felicitat de șeful biroului teritorial al Sindicatului Național al Agenților de Poliție, Florian Râpaș. Conform acestui, asemenea cazuri ar trebui să fie mai mult promovate și recompensate. Marius Oniforciuta poartă uniforma de polițist de mai bine de 10 ani.